Apar tot mai multe cereri pentru Ministerul Educației să redeschidă școlile odată cu reînceperea cursurilor de la 11 ianuarie. Solicitări care vin în contextul în care noul guvern nu a anunțat clar nici până acum care este modalitatea în care elevii vor învăța odată ce vacanța de iarnă se încheie. Dar aflăm noutăți chiar de la Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Este în legătură telefonică directă și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună seara! Domnule ministru, ne auzim? Bună seara! Eu pentru interesul acordat unui subiect de maximă importanță pentru întreaga societate. Absolut. Ne interesează în primul rând să aflăm care sunt ultimele noutăți în ceea ce privește debutul semestrului 2. În ce condiții vor reîncepe elevii cursurile? Dacă îmi este iertată această afirmație, și eu aș fi interesat în ce măsură un post de televiziune ne poate oferi informații despre situația epidemiologică la finalul lunii ianuarie. Nu se poate furnizăm aceste date. Hai să aducem o serie de clarificări necesare. Dar, și așteptate. Bineînțeles, domnule ministru, eu v-am întrebat în contextul în care bănuiesc că aveți ședințe de lucru și aveți mai multe ipoteze, mai multe variante luate în calcul. Așa este. În urma discuțiilor de astăzi, discuții purtate cu cei mai mulți factori implicați în procesul de învățământ, discuții purtate cu decidenți din Consiliul Național pentru Situații de Urgență, cu Ministrul Sănătății, cu coordonatorul campaniei de vaccinare, au reieșit următoarele. Reiau declarația conform căreia, în calitate de ministru al educației, îmi doresc redeschiderea cât mai grabnică a școlilor. Aceasta se va face în funcție de doi parametri esențiali. În primul rând, evoluția situației epidemiologice. Este prioritară starea de sănătate a copiilor, elevilor, studenților și profesorilor. Această situație o vom putea avea undeva la mijlocul jumătății, la mijlocul lunii ianuarie, ca urmare a celor pe care le-am văzut cu toții cu privire la derularea vacanței de iarnă, este vorba de sărbători de Revelion. Deci vom avea această situație a numărului de infectări cu speranța că el nu va crește semnificativ. În același timp, am solicitat astăzi, prin inspectoratele școlare, tuturor școlilor din România și de asemenea am solicitat tuturor universităților, cu termen 15 ianuarie, ora 16, o raportare numerică cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învățământ. Personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Vom avea tot la jumătatea lunii ianuarie și această raportare. Cu aceste elemente pe masă, împreună cu cei îndreptățiți să se pronunțe cu responsabilitatea asupra unui subiect de maximă importanță, vom lua o decizie. În decizie vom ține seama cu siguranță și de măsurile pe care alte state le adoptă în situații asemănătoare din perspectivă epidemiologică. În decizie vom ține seama și de specificitatea sistemului de educație, lucru care se va reflecta în rezultatele raportărilor pe care le-am solicitat tuturor inspectoratelor școlare cu termen 11 ianuarie cu privire la elevii aflați în situații de risc în urma derulării procesului de învățământ online. Bun, domnule ministru, cu toții că sunt neajunsuri, va trebui să avem o imagine reală asupra amplorii acestor neajunsuri pentru a putea interveni prioritar acolo unde este nevoie mai multă și mă refer la școlile dezavantajate, mă refer la elevii claselor a 8-a și a 12-a care vor avea examene naționale. Această analiză, spuneți, va fi efectuată la mijlocul lunii ianuarie. De aici nu pot să deduc decât că în primă fază școlile vor reîncepe în sistem exclusiv online. Dacă la mijlocul lunii veți efectua această analiză, iar școala începe peste exact o săptămână. Nu am găsit mijloace de schimbare a calendarului. El funcționează de câteva mii de ani și este același. Deci, rezultate cu privire la numărul de infectări, după vacanța de iarnă, vom avea după jumătatea lunii ianuarie. Deci școala începe în sistem online, domnule ministru, nu? Deci școala va începe, va continua în semestrul 1 în sistem online
și ne dorim cu toții să putem avea cel de-al doilea semestru în format clasic. Ne dorim să avem școală în format clasic în semestru 2, în așa fel încât să putem introduce acțiuni remediale pentru a recupera din pierderile pe care le-am suferit cu toții pe parcursul primului semestru. Am înțeles. Deci, practic, după această analiză puteți să ne furnizați date concrete cu privire la redeschiderea școlilor, însă aveți în momentul de față un indice de infectare luat în calcul pentru anumite localități? Aveți o strategie, nu știu, de redeschidere totală a unităților de învățământ sau doar în acele localități unde rata de infectare este una scăzută? Nu știu, mă refer la modul în care se acționează în ceea ce privește Horeca, de exemplu. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Cu siguranță vom lua în considerare orice scenariu, că este vorba de prioritizare pe nivele de educație, prioritate acordată celor mici, că este vorba de prioritate acordată în zonele cu o rată de infectare mai scăzută. Nu exclude niciun scenariu, orice scenariu va fi luat în considerare numai și numai în urma acestei analize. Vreau să discutăm puțin și despre disponibilitatea cadrelor didactice de a se vaccina. Înțeleg că ați cerut date concrete cu privire la acest aspect. Ce informații aveți până în acest moment? Cam cât de deschiși sunt dascălii să se vaccineze? Sunt foarte optimist cu privire la nivelul de înțelegere a situației reale în rândul personalului din învățământ. Această raportare, sper, să fie o confirmare a optimismului pe care îl manifest. Oricum ar fi, o vaccinare a personalului din învățământ, indiferent la ce nivel, va reduce șansele de infectare și de transmitere a virusului. Sigur că ne dorim să fie o rată cât mai mare, dar, repet, disponibilitatea este la aprecierea fiecărui cadru didactic. Noi promovăm această campanie de vaccinare, noi promovăm site-ul oficial al Guvernului, în care se regăsesc informații reale, corecte și complete despre campania de vaccinare și ne dorim să fie bine și corect înțelese de cei mai mulți dintre colegii noștri din educație. Cam când ar începe vaccinarea cadrelor didactice și a personalului din învățământ? În urma acestui rezultat îmi exprim încrederea că personalul din învățământ va avea prioritate în procesul de vaccinare, o prioritate conformă cu importanța educației, o prioritate conformă cu așteptările societății în ceea ce privește redeschiderea școlilor în format clasic.